Petrolul are doi fotbaliști într-o galerie selectă. Portarul Pesania și fundașul Ghierme nu a lipsit nicio secundă de pe teren în cele 21 de etape disputate până acum. Liga profesionistă de fotbal arată că pe lângă cei doi petroliști, doar trei jucători mai sunt în această postură. Celevan de la Vaslui, Buzean de la Media și Tătărușan de la Steaua. Longevitatea lui Pesania nu surprinde, având în vedere că brazilianul contribuie din plin la faptul că echipa are cea mai bună defensivă din campionat. În schimb, Ghierme este nelipsit din haită, deși se află în ultimele luni de contract. Însă el beneficiază de viziunea antrenorului contra, care nu este de acord să elimine un jucător doar pentru că nu și-a prelungit contractul. Chiar dacă Petrol n-a avut în victoria cu oțelul niciun om eliminat, în schimb mai mult de jumătate din jucători au primit cartonașe galbene. Din această cauză, etapa viitoare la Piedra Neamț va lipsi fundașul Geraldo, dar poate reveni după suspendare Jean Senat, Haitianul împreună cu mijlocașul Sonny Mustivar a fost convocat pentru amicalul de miercuri cu provincia Kosovo, însă cei doi nu vor lipsi prea mult de la antrenamente urmând să revină a doua zi după meci.